Luni 14 decembrie, Cristinel Pavel, prefectul județului Mehedinți, a convocat o ședință în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți. Pe ordinea de zi a fost aprobarea planului de măsuri pentru combaterea cazurilor de pestă porcină africană pe fondul de vânătoare 3 Mraconia. Pesta porcină africană este suspicionată în baza buletinului de analize emis zilele trecute de laboratorul sanitar veterinar Dolj la un porc mistrez vânat în data de 29 noiembrie 2020 pe teritoriul fondului de vânătoare Mraconia 3, urmând să fie confirmată prin buletin de analiză transmis de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. Prefectul județului Mehedinți a declarat într-o postare publică pe pagina instituției prefectului județului Mehedinți că, având în vedere evoluția virusului pestei porcine africane pe teritoriul județului Mehedinți, atrag atenția asociațiilor de vânătoare, primăriilor și cetățenilor din localitate unde există focare de pestă porcine africană active să trateze cu maximă responsabilitate acțiunile care țin de prevenirea răspândirii virusului și să se respecte cu strictețe toate măsurile impuse de autoritățile competente. La ora actuală, pe raza județului Mehedinți, mai sunt active 3 focare de pestă porcină africană la gospodăriile populației din localitățile Orevița Mare, Corzu, Lungșoara și 6 focare de pestă porcină africană la Mistreți, în fondurile cinegetice Punghina, Corlățel, Cerânganul, Burila Mare, Jvinița și Dubova.